Suspectați că ar face trafic de persoane inclusiv cu moldoveni, este vorba despre un grup de peste 20 de indivizi care au fost vizați de către poliția din Germania. Suspecții sunt acuzați că au făcut trafic cu persoane, în special cetățeni din țara noastră, pe care le-au adus în Germania pentru a munci ilegal. Mulți dintre indivizii reținuți ar avea legături cu mișcarea Reichsburger, grupare care susține că Republica Federală Germană Modernă este un stat ilegitim. Menționăm că aproximativ 800 de oameni Oamenii legii au participat la 21 de raiduri desfășurate în apartamente și birouri din Bremen și Hamburg, și alte părți din nordul și centrul Germaniei într-o amplă operațiune de deconspirare a acestora. În urma operațiunilor, trei persoane, doi nemți și un rus, au fost reținute.